După cum ați putut observa în ultima perioadă, am plecat prin țară să vedem cum se descurcă și alte orașe la testul nostru. Astăzi a venit rândul celor din Călăraș să vadă dacă sunt călare pe situație. Iată ce ne răspund ei. Care a fost numele original al orașului Călăraș? Nu știu. Nu știi, ești din Călăraș? Da. Ok. Și nu știi cum se numea pe vremuri orașul? Nu știu. Nu. Cum? Nu Călăraș? Oltenița? Sau cum? Județul? Nu, orașul, orașul. Orașul, nu, nu știu. Nu știu. Nu. Stați că porțile de fier. Nu? Da. Da. Și porțile de Călărașul vechi? Nu, uite, spre rușinea noastră chiar nu știm. Adică eu nu știu. Voi știți? Nu, nu, nu. Cinci Călăreți, parcă. Sau ce, era ceva legat de Călăreți, știu, dar nu știu la exact. Cinci Călărași, da, că acei cinci Călărași au fost niște Călăreți. Da, da. De la asta vine numele de cinci Călărași. Deși am carte cu istoria Călărașului acasă, n-am deschis-o și, spre rușinea mea, nu știu. Am un lapsus. Știam, dar nu mi-aduc aminte acum. Da, uite, uitați că în momentul de față nu merg, nu merg, nu merg, știu. Nu mi-aduc aminte. Nu e Lichireștiu. Lichirești, cam așa. Cam așa, vezi. Lichirești, nu? Care este cel mai sudic oraș din România? Mai de jos. Mai de jos, Alexandria. Olt! Olt! Călăraș! Călăraș, ok. Stai să mă gândesc, cred că Giurgiu. Nu am idee. Nu, trebuie să mai mă gândesc un pic. La Giurgiu m-am gândit, dar nu știu, nu știu, nu cred că este... Mai jos de Giurgiu. Mai jos de Giurgiu, care să fie Teleorman, nu cred. Asta e un județ, scuzați-mă, Alexandria, am vrut să spun, care e un oraș. Chiar reședința de județ. Cel mai sudic? Cine da și este? Cel mai sudic? Sudic, Constanța, Galațiu... Ceva prin Tulcea. În ce an a obținut independența România? Nu știu, nu-mi puneți întrebări. Războiul de independență, spune ceva? Războiul de independență. Decembrie știu, dar nu știu. 1800 este ceva. 1800... Nu știu, chiar 1864. Independența 18, 14, războiul de independență. Nu știu. 1918. Da? 1918, la... acum 9 mai. Nu știu că 9 mai că regina... Așa, sunteți acolo, sunteți acolo. 1848. Da, evident, în 1877. Știu, sigur, 100%. 1877. De unde izvorăște Dunărea? Aoleu, nu știu. Stați așa, aoleu, da. Dunărea. Nu știu nici asta, nu știu, chiar nu știu. Nu știu. Din ce țară știți? Nu e, n-ai. Din Ungaria. Din Ungaria? Asta sunt din Germania. Da? Munții Pădurea Neagră. Din Munții Pădurea Neagră din Germania. A, Dunărea din Germania, din Munții Pădurea Neagră. Din Germania. Prin ce respiră peștii? Bronhii. Prin aer. Prin aer? Nu. Prin urechi. Ce înseamnă asta? Prin urechi, prin... nu știu cum să le zic. Prin... nu știu. Prin branhi. Prin branhi, normal. Prin branhi. Branhi, da. Branhi, branhi. Băi, bronhi sau branhi? Branhi. Pentru toți cei care n-au știut răspunsul la întrebarea noastră care este cel mai sudic oraș din România, vă spun eu, este Zimnicea. Asta e, mergem mai departe, o să știm mai bine data viitoare. Dar până atunci, a fost Alexa Nicolae pentru Cronicuța.